Jan, mișto? Da. Bună ziua, prieteni, suntem pe canalul lui Leo de la Strehaia. Suntem la Nania Bebiță aici, luăm doi purcei, arată purcei. Și vrem purcani de Sfântă Mărie, că avem praznic. Are și Leo praznic, am și eu. Înțelege, luăm aici doi purcei. Acum arată purcani. Și vizava, luăm. Păi ce-a Leo când merg, două luni când. Înțelegi? Bine că e sănătos, nea Bebiță, că crești păsări. Și cât e o curcă de aia, mai mică așa, nu mare? Trei jumate. Ui, du naibii! Că mi-a zis a bătrână că a luat bucătarul niște pui. Ce pui să-mi ia? Nu mă iau. Dă-mi și mie doi. Uite, banii, gonești banii. Eu ce mănânc? Dă-i pentru Leonardo și mie doi. Nu am, zău, nu mă iau. Doi. Hai, ține banii. Nu mă iau, zău, ce? Te rog eu frumos. Eu ce cred? Măcar unul dăm pentru Leonardo. Dă-i și unul Leonardo. Nu mă iau. Dacă spun că nu mă iau, mă iau. Unul rupe de acolo. Nu mă iau. Îi dăm unul la trei și nouă nu ne dai unul. I-am promis și de când? Că ne-a luat purcei pentru naci și pentru cine. Iar așa ne-a scăpat. Eu știu că nu trebuie. Ia-i. Eu știu, nu uzi. Era pulcă că-i bună și are 8 kg. Ia-mi dat nu acum. N-am niște pui ce mai am și alea le-au prins eu de ouă. Ce fac? Auzi ce nu ai spus. Îmi pătește-mi o curcă și o încurcam, da? Eu de aici. Încă curcăm n-am decât 3 parcă. Pe 12. Pe 12. Decât 3 curcăm. Cu un curcan mă oprești cu o curcă, da? Pe 12. Hai. Ce să mai zici? Asta este. Zice, și mițelul luăm altă dată. Aici mănâncă iarbă, sunt animale de iarbă, înțelegi? Este eu la curcă. Nu uitați. Prieteni, ce faceți cătă băieților acolo? Căutăm o dacie. Ce dacie? Vrea urs o dacie. Căutăm pe net. Uite ce dubă a luat sâcă ursule, uite. Totul acum ai văzut-o. Da. Și ce merge de bine? Eu i-am montat și camere pe mașarier. Camere pe mașarier. Dar știi ce merge de bine? Știu 4 ani. Da. I-am schimbat și siguranță. Că apar la dat. Unde să găsești eu o dubă așa? Bă, ai văzut că nu exista? Eu habar nici nu știam că... Aș vrea și eu o dubă de asta. Unde să găsești? Păi dă-i lusică, 90 de milioane pe ea. Da. Păi ce deci, mai dau dobândă? Cum dobândă? A dat el 100, oricule, pierde și el 10. Acum doar pompa de apă să mai schimb la mașina asta și nu mai am treabă cu ea toată viața. A dat el 100, pierde și el 10. Da. Dar umblă destul cu ea. Ursule, am luat doi purcei. Nu, și ceva pierd și tu, zice. Ba, am luat doi purcei, acum mai sunt doi curcani să iau. De ce să nu pierdă? Să auzi, câștige ursule. De la noi, de la neamurile lui? Păi, ursule, nu câștigi eu de la neamuri. Nu mai câștigi. Bă, ia lasă pe sâcă, luai doi purcei, mai iau doi curcani. Are și curcani, nea Bebiță. Pare acolo, e... Păi nu, de Sfântă Mărie, de praznic l-am luat. Curcani. Turma de curcani, ursule, firmare acolo, cu patroana. Mamă, ce vezi. Dita mai turma de curcani. Da, vezi ce acolo? Păi are și poziție omul. Da. Păi ce faceți bă acolo jos? Noi nu putem să schimbăm pompa de apă să mă ajut. Și-ți dau știi ceva dacă e și nu mai dăm banii. Păi uite pompa de apă am luat-o. E mașină. Păi nu mai e nimic, îi dai ceva lui Emil să schimbă Emil. Emil, 3.500.000 ce să schimbe pompa de apă. Ce vorbești? Și-ți fac 500 frumos. Da. Îți spun comisiunea. Uite, același om să arăt că e operat, uite. A fugit de la operație, prieten, unde vă pare rău de eu. De cine? De eu. A fugit de la operație.
A fugit de la operație și s-a dus să bea țuică la puschiță. Păi e bună țuica, că amorțește. Și a fugit de la operație. Și a fugit cu bucătarul la puschiță de a mânca, de a mânca și a beut țuică. Uitați-l. Hai, da, ursule, că ții de aia. Hai, bei! Un moment! Păi, pandaie legajii, sovel! Păi, merge filmarea, patroane! Hai, da! Doamne, ce să pun să-l ursul să ia daci! Auzi că nu-l cu daci, ai găsește piasele! Prieten! Doamne! Hai, ursule, că nu-l luăm daci! Gata, patroane! Lasă-o, n-ai bine, Dacie, râde lumea de noi cu Dacie. Dacia 1300! Dacie! Ce, tu te gândești că nu mai că să găsești piasele la ea? Nu, patroană, eu mă gândesc că vreau eu Dacie. De ce, că găsești piasele când se strică? Nu, că îmi place mie cum arată. Și, o dă? Nu știu, vedem. E nouă? Nouă, de unde nouă? A ieșit acum pe fabrică. Înțelegi. Unde vrei, patron? În oraș. Prietene, Olguța este aici în mașină. Da, sunt aici. A luat salarul. Am pus telefonul invers. Nu mă vedeți. Mai bine, Rus. Gidi, Rus. Ia vezi, Rus, trebuie să vezi. Unde să vă, patron? Gândează-te și pe tine să te vadă prietenii. Unde? Să te prim cu mine în mașină cu urs. Mă plimbă ursul și cu patroana, ia uite, acum seara. Să luăm cartelă, să vorbești mult. Da? Da. Am fost de a încărca buteria și acum mergem să încarc cartela, că nu mai am net. Ți-ai cumpărat fuze, ți-ai luat salarul și ți-ai cumpărat fuze. Da, mi-am luat. Și m-am dus la croitoria asta, rămân și croitoria asta, nu mai m-am. Pe unde e croitoria asta? Să merg și eu să fac o rochie. Dar nu face ca capoadele. Cum nu face? Nu, gata, fugem. Are alt material pe mine. Are din cărcaia. Are altfel de material. Și tu, Olguța, ce mai zici? Ce locul ăsta? Hai? A? Ce mai zici? Ce să zic? Am stat acolo la Cruscă, mi-a cu Darius, cu Anca, cu Cătă. Așa. Am mai pus și acasă, casa e închisă, nu e nimeni. Am plecat menajera, dar eu nu pot să stau singur în casă, fără Darius, fără Anca, fără... Păi ce-i pe Darius? Păi am stat și eu cu ei acolo la Dână, o să mai vin și păi la voi. Păi când să stai la femeie? Stai cu copiii tăi acasă la tine. O să stau și la mine acasă, dar nu vrea Anca cu Darius să meargă acasă. Aha, are și pretenții Anca. Nu mai vrea să meargă. Gata, ce-a fost, a fost. A zis că omoară Tomi și cu pindea. Lasă că nu omoară nimeni, nu mai bagă cățăi. Nu mai bagă cățăi de ăștia, că nu omoară nimeni. Duceți-vă acasă, faceți-vă gospodine, aveți ghiză de casă, faceți mâncare la copii. Dar ce, nu suntem noi gospodine? De unde știi tu că... Faceți-vă gospodine și tu și am. Păi ce, oriunde suntem noi, suntem gospodine și... Nu sunteți pe stradă gospodine. Acasă la voi. Hai, gata. Hai să vă duceți acasă.